Fotbalul din județul Hunedoara are o strategie de dezvoltare până în anul 2027. Aceasta a fost prezentată și jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă organizată de conducerea Asociației Județene de Fotbal Hunedoara și desfășurată luni după masă la Hațeg. Ne-am dorit elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea fotbalului hunedorean și pentru a ne formula cât mai bine obiectivele pe care vor fi în planul strategic, ne-am organizat în mai multe întâlniri, mai multe ședințe cu mai mulți reprezentanți, părinți, reprezentanți ai cluburilor, jucători și astăzi a fost ziua reprezentanților presii sportive. Planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului hunedorean pentru următorii 5 ani se axează pe 4 componente, respectiv scăderea ratei de abandon în rândul celor aflați la prima legitimare, o mai bună comunicare între cei implicați în fenomen, atragerea copiilor către sportul cu balonul rotund și optimizarea formatului competițional. Am abordat teme privind abandonul sportivilor destul de repede după ce se legitimează, adică după primul an de legitimare ei nu se mai regăsesc în competițiile noastre. A fost iarăși o altă temă importantă pentru noi privind vizibilitatea asociației, modul cum facem comunicarea cu reprezentanții cluburilor, cu dumneavoastră, cu presa. Iar un alt aspect care ne-a interesat foarte mult era și anumite puncte de vedere, cum am putea să atragem copiii spre sport, fiindcă este un număr destul de scăzut al lor în comparație cu numărul de elevi din școlile hunedorene și în același timp ne interesează să optimizăm cât mai bine formatul competițional, astfel încât fiecare să aibă o experiență cât mai plăcută în competițiile noastre. Acest plan va fi adoptat săptămâna viitoare la adunarea generală a AJF Hunedoara, atunci când va fi stabilit și programul competițional și va fi aleasă și noua conducere a forului. Înainte de a ajunge la competiții, vom avea săptămâna viitoare adunare generală de alegeri. Am avut 4 ani de zile plin de încercări pentru noi, în care considerăm că am reușit unele obiective atinse, intermediare, bineînțeles. În 17 februarie vom avea adunarea generală, iar după acea dată vom stabili și datele de reluare. Ele sunt fixate în momentul de față, dar luna martie, sfârșitul lunii martie, dar depinde foarte mult și de evoluția condițiilor climaterice. Alegerile din 17 februarie vor fi fără emoții, întrucât s-a depus câte o singură candidatură pentru funcțiile de conducere ale AJF Hunedoara. Astfel vor fi validați pentru un nou mandat președintele Cristian Petrean, vicepreședinții Adrian Liga și Cristian Gâț și reprezentantul cluburilor de futsal în comitetul executiv Eduard Covaci. Din partea echipelor de Liga a 4-a va fi membru în comitetul executiv Marius Ștefan, care îl înlocuiește pe Eugen Duma. La eșalonul 5, noul reprezentant în acest for va fi Ovidiu Ciolea, în locul lui Eugen Băiconi. Iar Cosmin Candut, din partea cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori, va fi ales pe funcția din CEX, pe care o ocupă în prezent Florin Bulgaru.